Nava este o gabală care adună balizele de semnalizare de pe fluviu. După ce le-a strâns, a fost surprinsă de o furtună neobișnuită puternică pentru fluviu, chiar în timp ce se pregătea să intre la ecluzare. Marinarii au ancorat în apropiere de mal, dar gabala nu a mai putut fi controlată din cauza valurilor mari și s-a scufundat. Balizele s-au răspândit pe fluviu. La baraj, vântul a fost la 18 metri pe secundă, cu creștere la 20. Și a fost un accident de navigație care s-a produs în zona malului sârbesc, dar cu o navă românească, administrației fluviale Dunării de Jos, un bag motor care transporta o gabară cu geamanduri. A fost la schimbarea semnalizării. Geamandurile care au fost adunate de pe lungimea Dunării acum plutesc din nou în Dunăre pentru că s-a scufundat gabara respectivă ca urmare a acțiunii vântului și a valurilor. Vântul puternic a închis și singura ecluză funcțională la PF1, cea sârbească. Avizul că navigator privind funcționarea ecluzelor spune că acestea funcționează până la 16 metri pe secundă. Peste 16 metri ecluze se închid și noi închidem navigația la 20 de metri pe secundă. Sunt limite care nu mai permit navigația în siguranță. Ei au fost surprins în zona de ancorare, așteptare pentru ecluzare, în zona kilometrii 946 și asta s-a întâmplat. Nu sunt victime. Se va recupera și gabara și se vor recupera și geamandurile. Vântul puternic a creat probleme și pe uscat în zona de vest a orașului Drobeta Turnu Severin, unde au fost puse la pământ câteva panouri publicitare.